Iată, stimați telespectatori, am ajuns la momentul mult așteptat. Se întâmplă asta de vreo 20 de ani, cred că mai bine de 20 de ani, dacă mă gândesc și la tomborele pe care le realizam la televiziunea Satlan și la Radio Voces Campi. Organizatorul principal era și atunci Jurnalul de Călăraș, este și astăzi Jurnalul de Călăraș, în cadrul trustului de presă, care cuprinde și televiziunea Călăraș 1, și televiziunea 1+1 TV, și ziarul Anunțul de Călăraș, ca să nu mai vorbim despre cel mai important site al nostru la nivel național și care este Newsstyle România, dar pentru Călăraș, Jurnalul de Călăraș este ziarul etalon. Nu că ne lăudăm, sunt cifrele care spun. Suntem cel mai vechi ziar din Bărăgan, aproape 30 de ani de apariție neîntreruptă. Nu s-a întâmplat asta cu nicio publicație de când au apărut ziarele în Bărăgan. Iar în al doilea rând ne apropiem cu pași și vioi pe cel mai mare portal al presei din România, e-ziare.ro, de 3 milioane de vizitatori, ceea ce este foarte frumos din partea dumneavoastră, că sunteți alături de noi. S-a dovedit acest lucru și prin participarea excepțională la această tombolă. Din nou s-au strâns mii de taloane, ceea ce demonstrează că aveți încredere, pentru că așa cum se știe de fiecare dată, totul este filmat, se vede așa cum se face tragerea la sort și ca să fie fără nicio problemă, întreaga tragere este făcută de un îngeraș care se află lângă mine, îngerașul dumneavoastră, păzitor. Eu îi zic zâna bună, este vorba despre Erica Amzaru, frumoasa noastră, a mai participat la multe momente pe care le realizăm. Este deja la rândul ei o vedetă, anul ăsta a participat la concursuri, a luat premii. Este una dintre tinerele care merită atenția noastră și sprijinul nostru, pentru că avem nevoie de valori în Călăraș. Valori sunteți și dumneavoastră și vă suntem recunoscători pentru încrederea pe care o acordați de fiecare dată. Din acest moment începem tombola de Crăciun 2019. Avem o grămadă de premii și nu orice fel de premii. Avem porcul de Crăciun oferit de domnul Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călăraș. Avem 50 de milioane de lei vechi, 5 premii, câte 1000 de lei noi, oferiți de reprezentanții din Senatul României pentru județul Călăraș, doamna Roxana Pațurcă și domnul Răducu Filipescu, deputatul de Călăraș Sorin Vrăjitoru, primarul municipiului Călăraș Daniel Ștefan Drăgulin și președintele PSD Călăraș domnul Iulian Iacomi. Acestor premii excepționale li se adaugă alte 10 premii excepționale. Este vorba despre 5 lădițe Aldis de Crăciun cu toate cele care sunt necesare la această sărbătoare, precum și 5 coșuri de Crăciun pe care le oferă domnul Vasile Iliuță în calitatea sa de președinte al Consiliului Județean Călăraș, prezent de fiecare dată la aceste tombole pe care noi le organizăm de Crăciun și de Paște în fiecare an. De mare este emoția, așteptarea, nu mai vorbesc, așa că zic să ne apucăm de treabă. Ce faci, Erica? Bine. E bine că faci bine, să faci și mai bine, ca să vedem pe cine vei face fericit. Te rog să privești acolo sus, să le amesteci bine de tot și vom trage mai întâi porcul de Crăciun. Acela este talonul, haideți să vedem. Șerban Constantin. Șerban Constantin. După cum știți, noi sunăm în direct. Condiția este să răspundeți la telefon, că dacă nu răspundeți la telefon două rânduri de apeluri, atunci tragem pe altcineva. Aceasta este regula și trebuie să o respectăm, pentru că trebuie, dacă își dorești premiul, să fii și lângă telefon, la ora la care am anunțat că are loc această tragere. Deci acesta este numărul. Nu mai verificăm o dată să nu sunăm, Doamne iartă-mă, la altcineva. Da, haideți să vedem dacă ne și răspunde câștigătorul porcului. Bună ziua! Ce-a domnul Șerban Constantin? Da. De la Jurnalul de Călăraș vă sună. Da. Ați participat la tombola noastră? Da.
Ați câștigat porcul de Crăciun. Mulțumim. Aveați porc? Da, acum luasem, n-am avut porc, l-am cumpărat. Ei, acum vine unul gratis. Da. Dar congelator aveți să le puneți acolo până în primăvară. Da, da, da. Felicitări, unde lucrați, ce sunteți? Spuneți-ne ca să știm. Sunt mecanic auto, la drumuri și poturi. Aha. E foarte bine. Mâine la ora 12 vă așteptăm la jurnalul de călăraș să veniți cu mașina ca să vă luați porcul. Da, 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 mulțumesc. Felicitări! Sunteți emoționat? Ați mai câștigat vreodată? Am mai câștigat soția acum 2 ani. Ce ați câștigat atunci? Tot un porc. Oh, deci ia uite că trageți la porc. Bravo! Da. Felicitări, numai bine și ne vedem la ora 12. Mulțumesc. Ia uite că îngerașul are grijă de oameni. Am notat aici și pe talon porcul de Crăciun. Mergem mai departe. Primul premiu de 1000 de lei, 10 milioane de lei vechi, oferit de doamna Roxana Pațurcă, senator PSD de Călăraș. Privirea sus, amestecă-le bine. Ia să vedem. Primul premiu în bani este Topârceanu, cred, da. Topârceanu Liliana. Arătăm talonul. Acesta este. Haideți să și formăm numărul. Da. Bună ziua! Doamna Topârceanu Liliana? Da. Sărmâna. De la jurnalul de Călăraș vă sunăm. Da. Hehehe. Ce veselă. Dacă vă sunăm, ați câștigat. Da. Ați câștigat? Ce vreați să câștigați? Ia să vedem. E, nu mai contează. Ce-o fi bun... E de la Îngeraș, bineînțeles. Exact. E, sunt 10 milioane de lei vechi, 1000 de lei noi. Era nevoie de bani. Bineînțeles, ca toată lumea acum de sărbători. Absolut. Este premiul oferit de doamna senator Roxana Pațurcă. Și mâine la ora 12 vă așteptăm la ziar ca să vă luați premiul. Da, da, da. Să rămână. Felicitări. Numai bine, la revedere. La revedere. Oameni fericiți, ceea ce este fundamental. Mergem mai departe. Încă un premiu de 10 milioane de lei vechi, 1000 de lei, amestecă bine, pe care oferă domnul senator Răducu Filipescu. După cum vedeți, ambele partide importante sunt alături de noi de fiecare dată. Pentru dumneavoastră, Tarul Eugeniu, acesta este talonul, Tarul Eugeniu, are și adresa, strada Pompier, dar pe noi ne interesează telefonul. Ia să vedem. Da. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Tarul Eugeniu? Da. Am pronunțat bine, sper. Tarul? Nu. Nu, cum e? De la jurnalul de Călăraș suntem. A, la da, 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 da. Da, da, da. Exact. Ia spune cine, deci cum se pronunță corect? Jaru. Jaru. A, e, nu e așa. Bravo. Ce este ADS-ul? Că nu mai știu. Aha, aha, da, da, da. Deci sunteți la pensie? Sunt la pensie. Cât aveți pensie? Lucrez la turma. Ah, da, da, da. Deci ca orice om serios care iese la pensie și nu poate să stea. Sigur, dacă tine din lucru să muncească, trebuie să muncească. Corect, corect. Ia spuneți, ce pensie aveți? Până în 2 jumate, cam așa. Aha. Păi înseamnă că un premiu de 10 milioane de lei vechi, 1000 de... Ron, vin bine, nu? Nu, nu vin bine,
Sunt în partea domnului senator Răducu Filipescu. Da, da. Și vă așteptăm mâine la ora 12 la ziar ca să vă luați premiul. Da, mâine la ora 12 la ziar. Vă așteptăm, da, da, da. Numai bine. Felicitări. Sănătate. Mai bine. Deci vedeți cum e jurnalul? L-am criticat, acum am premiul. Deci să notăm aici, din partea domnului Răducu Filipescu, mergem mai departe, primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulinde, și el 1000 de roni, 10 milioane de lei vechi. Ăsta e talonul ăsta săptămânal, astea mai mici, nu? Rătiganu Sofia Maria. Sper că am citit bine, dacă nu ne corectează. Să notăm, să vedem numărul corect. Bună ziua! Doamna Sofia Maria? Nu. A, e fica dumneavoastră. E bine. Dar cine a completat, dumneavoastră sau fica? Suntem de la jurnalul de Călăraș. Bunica ei. A, bunica. Deci ea va purta noroc. Și cum este numele de familie? Că nu, să nu pronunț greșit aici. Răileanu. Răileanu. Da, da, da. Doamna Răileanu Sofia Maria. Deci câștigul este pentru asta mică, nu? Da. 10 milioane de lei vechi, 1000 de roni, din partea domnului primar Daniel Ștefan Drăgulin. A venit în Geraș. Vă așteptăm mâine la ora 12 la sediul ziarului, în centru. Dacă nu... Da, 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 da. De unde sunteți? Da, a, sunteți din Fetești? Da. Da, da, da. Și lucrez în asta. Nu e nicio problemă. Dacă puteți să trimiteți pe cineva, dacă nu, când ajungeți la Călăraș, ne vedem și vă dăm banii, da? Ideea era că se și filmează momentul premierii și vreau să-i vedem pe toți câștigătorii. Am înțeles. Da. Am înțeles. Da. Ăsta după care v-am sunat. Ăsta după care v-am sunat. Dacă puteți să trimiteți pe cineva, e foarte bine și vedem cum facem. Bine. Felicitări, să rămână. Deci avem cititori și la Fetești? Pe internet, de unde ne citiți? Sigur. Da. Bine. Felicitări, să rămână. Iată, o să publicăm lista aia cu toate țările de unde avem cititori, pentru că, uite, se confirmă că nu sunt doar din Călăraș. Deci 1000 de lei din partea primarului Drăgulin. Mergem mai departe, mai avem încă două premii de câte 10 milioane. Hai să le amestecăm acum, vine deputatul Sorin Vrăjitoru, care oferă și el un premiu de 10 milioane. Vaciu Georgiana. Haideți să formăm și numărul. Alo, bună ziua! Bună ziua! Doamna Vaciu Georgiana? Da. Să rămână de la jurnalul de Călăraș, vă sunăm. Da, da. Dacă vă sunăm de la jurnalul, e de bine, nu? Da, e de bine. Ați participat la cutavane la concurs, la tombolă. Da. Ce v-ați fi dorit mai întâi și întâi? Ce-o fi? Să fie primit. Bani sunt. 10 milioane de lei vechi, 1000 de roni, pe care vin din partea domnului deputat Sorin Vrăjitoru. Mâine la ora 12 vă așteptăm la sediul redacției ca să vă ridicați premiul. Sigur. Vă așteptăm. Felicitări. Numai bine, să rămână. Deci, mai avem un premiu bani. Să notăm aici Sorin Vrăjitoru. Și mai avem un premiu bani, amestecăle, privirea, așa, pe care oferă domnul Iulian Iacobi, președintele PSD pe județul Călăraș. Mâțu Ion, zice și Ion, a scris și la nume și la prenume. Mâțu Ion, haideți să-i formăm numărul. Bună ziua! Bună ziua!
Domnul Mâțu Ioan? Nu, ați greșit. Nu e, nu aveți legătură cu Mâțu Ioan? Nu, greșit. Am înțeles. Eu zic că l-am format bine, dar ne mai uităm o dată. Ia să ne mai uităm o dată. Deci, putem forma? Hai să formăm. Deci domnul Mâțu Ion, conform regulamentului, mai formăm o dată. Dacă nu răspunde, dacă are telefonul închis. Asta este. Tragem pe altcineva. Alt câștigător, îngerașul alege săracul, dar trebuie să ai telefonul funcțional. Poate se odihnește, poți să știi, fiecare om are. Sau nu e în zonă de acoperire, cum îi zice la aia. Dumitrescu Elena. Are fix, n-are fix, de la mobil. Sau numărul este de fix. Ocupat. Ce facem? Mai așteptăm? Nu putem să așteptăm prea mult, pentru că... Sunt și alții la rând. Deci numărul este format. Îl mai verificăm o dată. Dar asta este. Hai să mai sunăm o dată. Dacă vorbiți așa mult la telefon, ce să vă facă? Hai, mai încercăm o dată. Se la vitu jur par și eu o vorbă româno-franceză. Mai tragem o dată. Nu vrea să ducă pe ăsta bani. Ia să vedem. Veronica Mapaveza? Hai că ne lămurim dacă răspundem. Să formăm 0. Nu vrea să plece. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Veronica? Da? Și mai cum, doamnă, că nu înțeleg aici pe talon numele dumneavoastră? Maravela! Maravela, aici la L ăsta avem probleme. Suntem de la jurnalul de călăraș, s-a participat la tombolă. Da, da. Ia spuneți-mi, aveți salariu, pensie, ce aveți? Salariu. Cât aveți salariu? Minimum, deci luați vreo 12 milioane în mână, nu? Așa e minimum, păi că nu e 12 milioane? 12 milioane în mână, 20 de milioane brut. Eu vorbesc de cât să ia în mână. A, da. E, 10 milioane vă vin la tombolă. Mulțumim de suflet. Ați câștigat premiul oferit de domnul Iulian Iacomi, președintele PSD Călăraș. Nu vă întreb cu cine votați. Vă invităm mâine la ora 12 la ziar ca să vă luați premiul. Da. Da, 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 da. Să rămână. Vă așteptăm cu drag. La revedere. Ei, și acum trecem la lădițele Aldis. Lădițe Aldis de sărbători, pregătite cu de toate pentru toți. Haideți să începem. Prima lădiță Aldis este câștigată de N. Teodor. Haideți să-i formăm și numărul. Săruna. Suntem de la jurnalul de Călăraș pentru domnul N. Teodor. Da. Sunteți la dumneavoastră? Este tatăl meu. Nu este lângă mine acum. Nu contează. Important este că pe talonul cu numele dânsului ați câștigat o lădiță Aldis de Crăciun. Mulțumim frumos.
Vă așteptăm mâine la ora 12 la sediul ziarului ca să vă ridicați premiul. Sigur, mulțumim frumos. Numai bine, să țineți îngerașul aproape. La revedere. Mergem mai departe. Nu contează cine răspunde, important este că s-a răspuns. Al doilea premiu a zis. Al doilea premiu Adis este Dan Cornelia. Alo? Bună ziua! Alo? Alo, bună ziua! Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Doamna Cornelia Dan? Da? Suntem de la Jurnalul de Călăraș. Nu mai pot să stați așa de să afară, că nu am semnat, că se la Suntem de la Jurnalul de Călăraș. Da. Ați participat la tombolă. Da. Și îngerașul v-a ales pentru o lădiță Aldis. Da. Vă așteptăm mâine la ora 12 la sediul ziarului ca să vă luați premiul. Bine, să rămână. Chiar în centru, lângă Consiliul Județean. Scrie Jurnalul de Călăraș, blocul de pe 6 martie, cum era pe vremea. Da, da. Vă așteptăm, să rămână, la revedere. Dacă nu știu unde e ziar, nu a fost niciodată câștigătoare. Al treilea premiu Aldis. Nu este cam acolo bine de tot. Scarlat Eva Marie, cred. Da? Bună ziua! Suntem de la Jurnalul de Călăraș. Da, spuneți. Ați participat la tombolă? Da. Doamna Eva Marie? Da. Și mai cum, că aici nu e foarte clar. Șerban. A venit îngerașul și la dumneavoastră și v-a ales pentru o lădiță Aldis de Crăciun, cu de toate pentru sărbători. Vă așteptăm mâine la ora 12 la sediul ziarului ca să vă luați premiul. Da, mulțumim. Să rămână, felicitări, numai bine. Mâine ne urăm sărbătorile fericite. Da. La revedere. La revedere. Era scris destul de greu. Bun, asta a fost a treia, da? Mai avem două premii Aldis, două lădițe Aldis, după care vom trece la coșurile de Crăciun pe care le oferă domnul Iliuță. Ia să vedem. Nicolae Gherghina. Aici numărul este scris clar. Să vedem și numele, numărul. Bună ziua! Așa. Doamna Nicolae Gherghina? Da. De la Jurnalul de Călăraș vă sunăm. Așa. Ați participat la tombolă? Da. Ați câștigat o lădiță Aldis de Crăciun. Okay. O lădiță Aldis, cu de toate de Crăciun. Nu mai trebuie să cheltuiți, că le aveți pe toate acolo. Vă așteptăm mâine la ora 12 la sediul ziarului, în centru, lângă Consiliul Județean, și vă luați premiul mâine la ora 12. Să rămână. Îngerașul v-a ales. Mâine vorbim. Să rămână. Ia uite ce oameni fericiți pentru lădițe Aldis. Și mai avem încă o lădiță Aldis, da? Haideți să o vedem și pe asta. Cea de-a cincea lădiță Aldis.
Petrică, comuna Jidelia, satul Șoldan, nu Șoldan, că ăsta nu este. Hai că ne lămurim acum și să vedem dacă și răspunde. Am Gâldău. Din Gâldău. Bună ziua! Domnul Ene Petrică? Da. De la Jurnalul de Călăraș vă sunăm. Ați participat la tombolă? Da, da. Și doreați să câștigați ce? Ce ați fi dorit să câștigați în premieră așa? Orice, nu? Orice. Îngerașul să vă ajut, să vă vadă. Da, ați câștigat o rădiță Aldis de Crăciun cu de toate oferite de firma Aldis. Pentru Crăciun. Sunteți de unde sunteți? Eu din comuna Jegăria. Din Jegăria sunteți. Mâine la ora 12 vă așteptăm la sediul redacției, în centru, lângă Consiliul Județean, ca să vă luați premiul. Da. Să filmăm, să ne bucurăm de sărbători. Numai bine, fericire, sănătate. Da. Perfect, trecem la lădițele, la coșurile de Crăciun. Primul coș de Crăciun oferit de domnul Vasile Miuță. Să vedem. Vintilă, cred. Vintilă Valentin Constantin. Haideți să formăm și numărul. Bună ziua! Domnul Vintilă Valentin Constantin? Da. Ați participat la tombolă? La Jurnalul de Călărești? Da, da, mama mea. Mama e... Da, 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 e ok. Ea e cu gerașul. Da, chiar mi-a transmis că azi e extra gerașul. Da, 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 da. Da, da, a câștigat sau ați câștigat, că dumneavoastră sunteți titularul, un coș de Crăciun oferit de domnul Vasile Iuță. Vă așteptăm mâine la ora 12 la sediul redacției ca să vă ridicați premiul. Sediul redacției în spatele celului. Acolo, exact, în centru. Bine, vă așteptăm cu drag. Sănătate, numai bine. Mergem mai departe. Al doilea coș de Crăciun. Vezi, Erica, ce profesionist, să uită în altă parte, să nu cumva să... Nu, așa trebuie să știe oamenii. Deci, Ștefan Maria din Călăraș. Haideți să-i formăm numărul. Ștefan Maria. După cum vedeți, mamele, soțiile, în general, partea feminină. Alo? Să rămână! Bună ziua, doamna Ștefan Maria! Bună ziua, da? Gata, v-ați prins că venim de la Jurnalul. Da, v-a ales îngerașul, doamnă? Ați câștigat... V-a ales îngerașul, am spus. Așa. Ați câștigat un coș de Crăciun oferit de domnul Vasile Iliuță. Mulțumesc! Mâine la ora 12 vă așteptăm la sediul redacției ca să vă luați premiul. La Jurnal, da. În centru, da. Acolo, da, da, da. Și în cazul care noi putem mâine să zic... pe cineva, că mâine dăm premiile, pe urmă să intrăm în vacanță. Mâine la ora 12. Ăla-i momentul de fet... Puteți veni mai târziu, dar nu mai este... Nu se filmează, știți cum e. A, se filmează? Da. Să venim gătiți? Absolut. Vă așteptăm cu drag. Bine, să rămână... Un coș și de Crăciun. Cu de toate de Crăciun pe care îl oferă domnul Iuță. Bine, vă așteptăm. Să rămână. Da, 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 da. Să rămână la... Ia să vedem ce surpriză ne mai oferă Erica. Al treilea coș de Crăciun oferit de domnul Vasile Iuță pentru Bobe Nicoleta. Bobe Nicoleta. Hai să vedem și numărul. Thank you.
Bună ziua! Bună ziua! Bobe Nicoleta? Da, domnule. De la Jurnalul de Călărași suntem. Da, bună ziua! Ați participat la tombolă? Da, domnule. E, dacă ați participat la tombolă, ați câștigat și un coș de Crăciun oferit de domnul Vasile Liuță. Mulțumesc! Vă așteptăm mâine la ora, 12 la sediul redacției ca să facem festivitatea de premieră. Felicitări! Da, da, da. Să rămână fericitări! Și mai avem două coșuri de Crăciun. Haide! Să vedem pe cine alegem gerașul pe ultima 100 de metri. Ia să vedem. Moraru. Tudora, cred. Ia să vedem. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Moraru Tudora? Da. Măi, de ce-l faceți, mă, doamnă, pe 4 ca 9? Că era să vă greșim numărul. Aoleu! Suntem de la Jurnalul de Călărași, ați participat la tombolă? Absolut! Absolut! Bineînțeles! Păi ați câștigat un coș de Crăciun oferit de domnul Vasile Liuță. Da. Vă așteptăm mâine la ora 12 ca să vă luați premiul în fața camerelor de la vedere. Vă așteptăm cu drag, să rămână la revedere! La revedere! Da, 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 iar cititorii noștri și ultimul coș de Crăciun. Deci Dan Cornelia este numele și ochiul vigilent al Grațielei Soare, care este dincolo de cameră, ne-a atras atenția că a mai luat un premiu. După cum știți, în regulamentul nostru, aveți voie să depuneți cât de multe taloane pentru a avea cât mai multe șanse, dar dacă ai câștigat odată, a doua oară nu mai câștigi pentru că le iei șansa celorlalți. Se poate întâmpla ca să iasă toate taloanele pentru un singur om și ce-am făcut. Deci, felicitări, doamne Dan Cornelia, că îngerat și aproape, dar tragem încă o dată să vedem cine va fi câștigătorul. Și e bine că am stabilit acest lucru în regulament, ca să aibă șanse cât mai mulți dintre participanți. Roșca Marian. Roșca Marian este din Călăraș, strada Mușețelului. Ca să ne eliminăm pe ăsta pe care îl formăm. Bună ziua! Salut. Domnul Roșca Marian? Da. Ați participat la tombolă la Jurnalul de Călăraș? Da. Ați câștigat. Ce-aia v-a... nu? Nu câștigat niciodată nimic. Ia, deci îngerajul de data asta s-a îndreptat către dumneavoastră. Aveți un coș de Crăciun de la domnul Vasile Iliuță. Da. Și vă așteptăm mâine la ora 12 la sediul redacției, aici în centru. Ca să vă luați premiul. Dacă n-ați câștigat niciodată nimic, mă bucur mult pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Sănătate multă, numai bine. Iată, am avut de toate, am avut și care n-au răspuns, am avut și care se repetau. Adică un concurs în regulă, cu de toate pentru toți și foarte corect. Un mesaj de la zâna noastră, Erica Amzaru. Sora ei este o mare vedetă la ora actuală, se numește, cum se numește? Aza. Aza. Și cântă cu mare succes peste tot. Ea se îndreaptă în aceeași direcție, pentru că au o mămică luptătoare pentru binele copilelor lor. Mesaj de Crăciun de la zâna cea bună. Zi! Gata, nu mai tragem. Din partea ta vreau să ne transmiți un mesaj telespectatorilor. La mulți ani și sărbători fericite tuturor! La mulți ani tuturor! Rămâneți alături de noi
că și noi suntem mereu alături de dumneavoastră. Mai avem mâine, dăm premiile și mâine acordăm și titlul de Omul Anului 2019 pentru Călăraș.